Două echipe care au fost campioanele României, două echipe care se confruntă acum cu mari probleme și nu numai financiare. O minge care ajunge la ștal și șutul este perfect, în vinclu, imparabil, și Astra se duce la 2-0. Au marcat ambii mijlocași laterali, jucători tineri, de viteză, de perspectivă. Ce șut bun prin Deștal, imparabil, minge lovită foarte corect, acoperită bine, un șiret plin. Mihai Coman lângă, scuze, Dani Coman lângă Mihai Stoichiță. Vedem încă o dată faza. Mingea ricoșează foarte bine pentru Ștal. O pendulare scurtă, șut sigur, acolo a vrut să dea. Minge descoperită. Adevărul e că trebuie să înscrii dintr-o asemenea situație. 2-0 în minutul 41. Dinamo trebuie, încearcă de fapt să revină, să revină în joc. Și are nevoie să facă asta, poate chiar până la pauză.